că metoda ESPER, unul dintre lucrurile care lucrăm și chiar e util să le și arătăm copiilor, este această vizualizare. Arăt lucrurile despre care vorbesc și arăt aici relația dintre o mamă și un copil, iată fiul ei, și între ei doi există această relație, această panglică, șarfă, fular, canal prin care circulă mesajele. Și este esențial să poți să comunic cu copilul și să păstrezi o relație de calitate. Și iată, în astfel de situații în care ne confruntăm cu ceva, o provocare, da? Apare o provocare care vine către noi, iată provocarea, fie că am avut de-a face cu pandemie, fie că avem de-a face cu provocarea războiului la vecinii noștri. Cred că esențial este a păstra o comunicare deschisă și autentică. În ce sens? În a avea grijă ce pun în comun, dându-mi seama sau nu dându-mi seama cu copilul, adică dacă în casă, de exemplu, merge televizorul cu știrile pornite care nu sunt neapărat destinate copiilor, să pot să fiu prezent în a putea comunica cu el și a vedea ce anume a auzit, ce îl preocupă. Bineînțeles, esența esențelor este să pot să fiu bine în relația mea cu mine. Bine însemnând măcar să mă ascult în legătură cu asta, pentru că ne imaginăm, apare această veste, da, a războiului sau a pandemiei. Eu trăiesc ceva extraordinar de copleșitor. Iată, e o mare frică pe care o trăiesc, o mare enervare, o mare furie, o preocupare, ceva foarte puternic. Și în momentul în care trăiesc acest lucru, de fapt, ceea ce trăiesc și arăt aceste lucruri mă domină. Spunem, sunt furios, sunt trist. Și atunci nu sunt condițiile întrunite în așa fel încât să pot să am suficient de multă detașare de acest lucru ca să pot să comunic copilului meu. Bineînțeles, sunt astfel de situații în care cred că autenticitatea este aceea de a spune, pe de o parte, mi-este frică de ce se poate întâmpla, iar în spatele unei frici se ascunde o dorință, dacă mi-e frică de, pentru că este un pericol, de fapt, ce-mi doresc în spate, care este dorința mea? Dorința mea este să fim în siguranță. Dorința mea este să fim sănătoși. Și atunci când comunic cu copilul, cred că este esențial să pot să fac această trecere de la frica naturală în astfel de situații către ceva ce ține de dorință, de ceva pozitiv și să pot să merg în fața lui și să-i vorbesc despre asta. Pe de o parte, adică pe de o parte, în momentul în care comunic cu copilul și nu e valabil doar în aceste situații, cred că este esențial înainte să mă ascult, înainte să pun în comun cu el, să-mi dau seama ce trăiesc. Pentru că dacă trăiesc o mare frică, o mare furie, o mare dezamăgire, niște lucruri puternice, care nu au legătură neapărat cu această situație din prezent, cu ceea ce face el, ce spune el, sau un pericol care nu e prezent aici efectiv, atunci are legătură cu altceva din povestea mea de viață. E retrezită și emoția, tocmai pentru a o putea liniști, asculta, încheia situațiile din trecut. Și metoda ESPER pe care o practic are această disponibilitate cu lucruri foarte simple, simbolice și creative, să poată să mă ajute să închei lucrurile din trecut în care n-am reușit să spun lucruri, în care am trăit diverse lucruri care n-au fost prelucrate, pe de o parte. Deci să pot să mă fac disponibil, exact așa ca un vas gol, pentru a asculta, pentru că în loc de a umple cu cuvinte relația cu copiii, a le ține discursuri, ceea ce facem de obicei și în situații de criză, dar nu numai, să pot să fiu mai degrabă disponibil să ascult ceea ce trăiește el. Ce trăiește el? Ce a auzit de fapt? Ce își imaginează? Ce lucruri îl preocupă? Și atunci să pot să vin cu lucruri care să susțină. Să zicem că o să spună, mi-e frică că o să ajungem și noi pe stradă, mama, de exemplu, ar putea să spună asta. Și atunci
să pot să confirm faptul că aud frica lui, aud ceea ce trăiește. Cred că este atât de esențial să putem să ascultăm pur și simplu, înainte de a, de a comunicarea are o parte de ascultare de care uităm, vrem să știm cum să vorbim, cum să-i convingem pe ceilalți, cum să fie bine, și arăt această relație tocmai pentru că de obicei, foarte des, cu cele mai bune intenții, ne așezăm la capătul celuilalt de relație și am vrea să nu simtă, să nu trăiască, să nu-i fie frică, și totuși sunt lucruri naturale care se întâmplă și atunci eu aș putea să ascult ceea ce vine de la el și să-l invici pe el să ajungă la dorința din spate, deci îți dorești să fim în siguranță, îmi imaginez, îți dorești să fim aici în casa noastră. Ce putem să facem în legătură cu asta? Pentru că, pe de o parte, pot să spun și să revin la nivelul realist și să spun cum anume mă gândesc eu că voi putea face față situației acesteia și cum anume ce se întâmplă acum și, de asemenea, scopul unei relații părinte-copil. Care este? Să pot să-l susțin pe acest copil să poată să își satisfacă el însuși nevoile și nevoia de siguranță e una dintre ele și să dobândească capacitatea încet, încet să poată să facă el asta. Și atunci să-l susțin, să poată să devină și el autor. E esența lucrurilor în metoda ESPERE. Eu, rămânând la capătul meu de relație, ascultând, auzind și invitându-l să spună mai multe despre ceea ce trăiește, de fapt, îl invit să devină autorul propriei lui vieți.